tutta ghiacciata e perfetta. Ma sì, amiche, scuse. Io non ride mai. Dai, nuita. Per me si apă în stup kilo. Nu ziua fermatului. Copiii voi sunteți la fel de entuziasmați pentru ziua asta așa cum eram și eu? Tată, ai participat și tu la ziua construcțiilor pe când erai copil? Bineînțeles. Care a fost provocarea ta? A trebuit să ne construim blackboard-ul. Atunci mi-am construit mult shredder-ul. Ăsta a fost începutul unei frumoase prieteni. Atenție, Calisto. Ne apropiem de planeta Volmercu. Salutări galactice, exploratori cosmici! Mă bucur să vă văd! Bună, doamna Kitumba! Salut! Ceilalți sunt deja înăuntru? Așa este, fugiți înăuntru și putem să începem. Ne vedem mai târziu, amice! Phoebe, Leo, Merck, ne vedem la linia de sosire împreună cu ceilalți băieți. Pe bune, Maya! Wow! Va trebui să folosim toate părțile astea ca să construim ceva? Pe siguranță! Salutare tuturor! Bună, prieteni! Ne-am ajuns și frații Calisto! Bună! Bine ați venit la Centrul pentru Provocarea Exploratorilor Cosmici. Știți ce zi e azi? Ziua Construcțiilor! Corect! Nu ziua întrecerii, nu ziua cine termină primul, nu ziua să fac mai bine decât celălalt. Oh! Ziua Construcțiilor! Chiar dacă veți construi cu toții proiecte individuale, scopul este ca toți să terminați. Și cheia pentru asta este să lucrați împreună. Ați înțeles? Desigur! Și acum provocarea voastră. Mai întâi vă veți face fiecare propriul vehicul. Apoi veți călători de aici, în jurul acelor munți, până la bolta de piatră. Dacă ajungeți cu toți la linia de sosire și lucrați împreună să ajungeți acolo, atunci și numai atunci veți primi holoinsignele de ziua construcțiilor. Yeah! Vă vom da baza pentru vehiculele voastre și voi puteți adăuga orice doriți. Acum, să începem construcțiile! Îl voi face pe al meu să se învârte super turbo! Asta nu te va menți în bloce? Bineînțeles! Al meu va avea topoare uriașe de gheață ca să taie ghețarii! Al meu va topi gheața ca un dragon uriaș! Galactic! Da! Băieți, ideea este să treceți pe traseu, nu să-l distrugeți! Oh, bine atunci! Vreau al meu să poată trece peste orice obstacol! Poate îi vei adăuga niște picioare! Oh, bună idee, Aruna! Și al meu va avea arcuri ca să poată sări! Galactic! Cresta adevărata provocare este de a vers este terenului și să bată în pământ și pietre. Roșile se pot înțepeni. Poate ar trebui să încerci și nele, Loreta. Asta va funcționa grozav. Al meu va putea să treacă peste orice, ca un aerovisor. Frumos, Miranda. Sunt un geniu! Ah! Au! Te-am prins, te-am prins! Uite-te la al meu! Galactic! Mersi, Loreta! Acum vă rog să introduceți schițele în aparat și vehiculele voastre vor fi printate.